mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul în speranța că vor prinde un ultim zbor care să îi evacueze din țară. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să vorbim despre situația din Afganistan. Pentagonul a anunțat că toate zborurile către și dinspre capitala afgană au fost suspendate din cauza persoanelor care au intrat pe pistele de aterizare și au încercat să se agațe de avioane. Liderul de la Casa Albă a mai afirmat în conferința de presă de aseară că scopul intervenției americane nu a fost acela de a construi o națiune. În încercarea de a justifica retragerea din Afganistan, aflat acum sub controlul talibanilor. Dezbatem această situație alături de analistul de politică externă, Marian Zidaru. Bună seara și bine ați venit în platoul Ecristat. Sărbuna, vă mulțumesc de invitație. De ce au plecat americanii și de ce acum? Păi, de plecat, cum să zic eu, este cronica unui sfârșit anunțat, unui eșec anunțat, cum să-i spun, unui dezastru anunțat, că e un dezastru, mai ales umanitar. Ați văzut imaginile acelea? Foarte mulți comentatori de la ziare considerate New York Times, Business Insider, Washington Post, The Guardian, am văzut azi, spuneau, deci criticau un termen destul de dur, retragerea americană, spunând cu multă tristețe că, domnule, deci chiar unul, nu mai rețin care, a pronunțat cuvântul trădare. Statele Unite și-au trădat contractorii din Afganistan. Deci nici mai mult, nici mai puțin. Asta a zis. Acum, cât de multă trădare a fost sau nu, părerea mea este că vina e împărțită. Adică și americanii care au plecat, cel puțin așa declarat George Bush, cu un obiectiv declarat, să zdrobească terorismul. Ei bine, dacă e să ne luăm după asta, nu e nici pe departe așa. Terorismul a existat și va exista în continuare, tot timpul, fie că e localizat all the time, în Afganistan sau în deci alte centrale. Toate intervențiile din Afganistan și Irak, din punct de vedere al securității, au făcut mai mult rău decât bine. Sigur, în Afganistan au fost și lucruri pozitive. Spre exemplu, citeam interviuri că luate la diversi cetățeni. O doamnă judecător se plângea că ar putea fi ținta unei răzbunări din partea talibanilor. Alți oameni spun că în timpul americanilor au căpătat, mai ales doamnele, deci au căpătat foarte multe drepturi, în sensul că puteau merge la școală, ceea ce pe vremea talibanilor nu exista. Puteau să aibă servicii, vedeți doamna judecător de mai devreme, vedeți oameni în coaliția guvernamentală, vedeți de asemenea oameni, femei în universități, ceea ce după vremurile de dinainte, deci de sub guvernarea sau așa zisa guvernare talibană, dacă vă amintiți de Sheikhul Omar, prietenul lui Osama, da. E bine, așa ceva era cu neputință de gândit. Deci sunt și niște drepturi, sunt și niște oameni care au profitat de ele și normal că le pare rău. Pe de altă parte, vina aparține și afganilor. Pur, domne, am avut niște drepturi, da? Am avut o armată la niște standarde destul de bune. Dacă iau armata română pe anumite paliere, nu. E la standardul la care au exact, avut acces. Nu au avut acces. Deci, gândiți-vă că bugetul anul trecut a fost de 12 miliarde. Păi noi nici nu visăm la așa ceva. Nu știu cât mai avem, 7 sau 8 miliarde bugetul ăsta. E mic în comparație cu... Bine, și armata era mare. Ultimele cifre indicau 186.000 de militari. Păi unde sunt cei 186.000 de militari? Că au dat practic bir cu fugiții la prima ofensivă majoră. Asta e prima ofensivă. Au mai fost și altele, sigur, dar erau trupele americane care au gestionat situația. Deci cum au plecat americanii, cum acei oameni n-au mai vrut să lupte. E adevărat, este și amintirea măcelului după înfrângerea de către mujahedini, au urmat apoi talibanii, dar mai întâi au fost mujahedinii, a lui Najibullah,
aliatul sovieticilor. Najib Ullah a fost prins în ambasada rusă, ăia n-au avut nicio reținere ca să violeze statutul diplomatic, l-au luat de acolo și l-au torturat și l-au executat. Mulți oameni au avut de suferit. Execuții, violuri, omoruri, au fost scene îngrozitoare, când femei au fost bătute cu pietre până au murit. Deci, este o practică în Orientul Mijlociu. Și mai ales dacă talibanii își vor impune propriul regim, regimul Sharia, în care femeile practic își vor pierde toate drepturile, televiziuni nu vor mai exista, iar singura distracție vor fi execuțiile publice, așa probabil, cum era. Este foarte probabil. Acum, am văzut și declarații de ultimă oră ale unor responsabili talibani, din care dezminteau că ar recurge la astfel de metode și mijloace. Cert este că vor fi răzbunări împotriva unor colaboratori ai americanilor, și asta e mare problemă și se reproșează lui Joe Biden, mai ales de către jurnaliștii europeni, dar și de jurnaliști americani. Domne, v-ați trădat colaboratorii, i-ați lăsat de izbeliște. Așadar, putem vorbi despre o înfrângere sau o victorie a americanilor pe teritoriul afgan? Dacă e victorie, unde e? Aceea al la Piros arată mult mai bine. Celebra victorie la Piros. Piros, după ce a dat o bătălie cu romanii, a spus încă o victorie ca asta și rămân singur. Da. Pentru că Joe Biden așa afirma în conferința de aseară că și-a atins țelul pentru care armatele americane au fost acolo. Și care e țelul ăla care și l-a atins? Că, scuzați-mă, ceea ce s-a văzut pe aeroport arăta mai rău decât măcar acolo a fost organizare. Deci la Saigon. Da. Deci arăta mult mai rău decât ceea ce s-a întâmplat la Saigon. Deci au fost voci din Europa care au criticat această retragere pripită. Deci și evaluările lui Biden. Amintiți-vă doamna Merkel, știu că... Da, bine, doamna Merkel, dar mă refeream la evaluările lui Biden. În 8 iulie declara că, după părerea sa, regimul rămas al președintelui Ashraf Ghani va rezista. Va rezista luni bune. N-a trecut nicio lună. O previziune destul de optimistă. Ultra, dar și cel puțin ce s-a publicat în presă. N-am de unde să știu ce alte documente au livrat serviciile secrete americane. Deci erau estimări că vor rezista cel puțin 6 luni. Corect. Puțin de o lună de la declarația aceea lui Biden, regimul ăsta s-a prăbușit, vă repet, în condițiile în care aveau tehnică militară care ar fi trebuit să fie superioară cele americane. Aveau inclusiv aviație nu foarte dezvoltată, erau vreo 19-20 de aparate Tucano antigherilă și vreo 8 elicoptere de atac de proveniență sovietică Mi-24, dar în condiții în condiții normale, acea tehnică de luptă combinată cu tehnica de la sol, deci sunt câteva mii de hammeruri din aceste americane de luptă care au fost livrate, câteva mii, nu știu dacă avem câteva sute, care au fost livrate armatei afgane. Păi și unde sunt? Dotate cu mijloace moderne, rachete, mitraliere și așa mai departe. Sunt transportoare blindate, vreo câteva sute, iarăși, de proveniență americană. S-au băgat o grămadă de bani în armată, cum spuneam. Am citit, cred că Bloomberg a publicat o estimare că au fost vreo 2.300 de miliarde de dolari în cei 20 de ani. Iar asta, din care vreo 40 de miliarde Regatul Unit, 30 Germania și 10 Italia. Deci o grămadă de bani s-au băgat în acest sac fără fund și rezultatul îl vedeți acolo pe ecranul acela, rulează 20 de ani într-o zi. Deci unde e victoria? Exact. Asta e victorie?
Ce să se aștepte afganii de la regimul pe care talibanii îl vor instaura? Cum vor conduce? Și se vorbește că talibanii vor un transfer pașnic de putere, că vor lăsa orașul deschis pentru cei care vor să plece de acolo. Se va întâmpla acest lucru? Vom putea asista la un transfer pașnic? Acestea optimiste pe care le spuneți dumneavoastră, scenariul pașnic, dar de fapt care transfer, că președintele și o parte sau majoritatea guvernului au fugit. Deci exact. Cui transfer înseamnă că cineva transferă cuiva puterea. Păi cine? Dacă i-au fugit. Așa. Dar pot fi și scenarii, sunt și scenarii foarte neoptimiste. Adică execuții, omoruri, vedeți cazul femeilor, vă spuneam mai devreme, corect, da, a colaboraționiștilor și din istorie știm că această problemă a colaboraționiștilor în regimurile autoritare, de, bine, aici e vorba de un regim autoritar religios, da? Diferit de cele europene pe care le știm. Dar oricum, dacă luăm în calcul Irakul, sau Iranul, transferul de la Shah, așa zisul transfer, că a fost o revoluție, la regimul imamilor, ei bine, asta nu s-a întâmplat deloc pașnic. Ar fi bine să fie un transfer pașnic. Dar trebuie să ne așteptăm și la ce este mai rău. Deci, da, cert este că ar putea să nu fie chiar atât de rău, pentru că mentalul oamenilor s-a schimbat foarte mult. Și în scurt timp talibanii ar putea avea o puternică opoziție. Deja cred că au o opoziție despre care nu s-a prea vorbit zilele astea. Talibanii sunt paștuni, da? Reprezintă cam 85% din populație. Restul sunt în nordul țării, sunt uzbecii, vreo 9% dacă nu mă înșel, și mai sunt 6% cealaltă republică, Tajici, da? Sau invers, nu mai știu dacă e exact. Dar în orice caz, 96%, vreo 15%. Ei bine, băieții ăștia nu au fost și au demonstrat-o în timpul perioadei talibanilor, dar și a regimului Mujahedin dinaintea lor, că nu agrează cum să zic eu, ordinele de la Kabul. Și întotdeauna au fost mai independenți. Deci vor trebui acești talibani să negocieze cu ei. Altfel vor fi în continuare lupte în aceste zone controlate de către tajici și ceilalți. Vedeți dumneavoastră, o opoziție la talibani ar putea să apară și în rândul populației paștun, care ar putea fi nemulțumită de înăsprirea. Deci dacă ai gustat cât de cât din libertate, atunci parcă nu prea mai vine să mai accepti ce a fost în trecut. Și deci te motivează să lupți pentru drepturile pe care ar pe care le ai. Exact. Bineînțeles că însă este inexplicabil de ce n-ai luptat acum, când aveai puterea în mână, aveai armată, aveai poliție, aveai servicii secrete destul de bine antrenate, deci antrenate de către americani, deci bune. Dotare suficientă, exact. Dotare, fonduri suficiente, pentru că primeau bani. Și susținerea statelor care și au ajutat. Și susținerea Statelor Unite și a statelor europene, care corect, chiar dacă s-au retras, dacă acești oameni ar fi opus rezistență, dar n-au opus, practic statele, vedeți dumneavoastră, Statele Unite și europenii au fost, deci aliații americani care au fost în Afganistan, au fost luate prin surprindere de această ofensivă puternică și practic nu combatul trupelor. Deci în câteva zile gândiți-vă că au ocupat cele mai mari orașe ale țării. Herat, cum se cheamă, Kandahar și Kabulul. Deci exact, practic au plecat fără luptă. Afganistanul rămâne o zonă de influență lăsată liberă de o mare putere, de America. Este clar că va deveni interesantă pentru alte mari puteri, precum Rusia și China, care se vor lupta pe un culoar liber.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dacă vor profita sau nu și cine va profita de aceste dezechilibre care s-au produs în ultima perioadă. Cine credeți că va prelua cumva influența acolo? Deocamdată Pakistanul e la putere, ca să zic așa, pentru că Pakistanul e sprijinit pe talibani. Deci dumneavoastră, armele alea și banii pentru luptători nu cresc în pom. Trebuie date de către cineva și acel cineva a fost Pakistanul. Cât control va avea Pakistanul de acum înainte, nu se știe. Cert este însă că Pakistanul este un aliat al Chinei. China a pompat foarte multe ajutoare în domeniul militar. Adică Pakistanul este unul dintre principalii clienți ai Chinei. Bine, acolo este un joc, va rămâne un joc de putere pe relația sau pe axa Islamabad-Beijing și mai e o altă axă, Moscova-New Delhi. Pentru că întărirea Pakistanului foarte puternică în Afganistan ar putea crea îngrijorări la New Delhi. Rusia nici ea nu poate să stea pasivă în condițiile în care are aliați din tratatul de la Shanghai și din CSI care sunt direct amenințați de către acești paștuni. Acum are un avantaj, niște populații care cooperează cu ei. În timpul intervenției din 1979-1989, aceste populații nu erau prea cooperante, pentru că nu prea iubeau pe sovietici, adică pe cei de la putere de la Moscova. Dar în acest caz ar putea să coopereze pentru că au niște țări independente, cât de independente pot ele. E vorba de Tajikistan și Uzbekistan. Uzbekistanul Kirgistan, toate republicile acelea, exact, da. Care ar putea fi, deci sunt vreo 5 țări care ar putea fi amenințate de către această coaliție a talibanilor, deși ei au spus că nor le-au promis chinezilor că nu se vor băga pe zona uigurilor. Cât de mult își vor ține promisiunile, asta rămâne de văzut. Dar deocamdată jocul pare câștigat de către Pakistan-China. Am înțeles. Această axă. Bine, nici americanii nu vor rămâne chiar pe margine, având în vedere extinderea pericolului terorist. Mai este... Apropo de extinderea pericolului terorist, poate deveni Afganistanul un loc prietenos pentru ISIS? Talibanii și ISIS s-au cam luptat. Nu prea sunt dar asta nu înseamnă că ISIS-ul a murit în Afganistan. Așa cum n-a murit în Irak, n-a murit nici în Siria, mai sunt ceva enclave. Deci ar putea reînvia în condițiile în care zona nu mai este controlată de către americani. La rândul său, Iranul, care are o problemă religioasă însă, încearcă și el să obțină, dar greu să, pentru că unii sunt șiiți, alții sunt suniți. Turcia încearcă la fel și sunt declarațiile președintelui Erdogan, care spune că va încerca să controleze situația din zona aeroportului și cu imigrația și așa mai departe. Numai că și aici e o problemă. Sunt suniți și unii și alții, dar cei din Afganistan sunt sub influență Arabiei Saudite, wahhabiții și sufiștii, care sunt două secte mistice ale sunismului, în timp ce Erdogan și ai lui și turcii în general sunt adepții hanefismului, o altă, hai să-i spunem, sectă majoritară a sunismului. Deci ar putea să nu fie acceptați chiar dacă sunt suniți. Deocamdată câștigătorul jocului e Pakistanul. Cât va controla situația Pakistanul și cât va fi deranjat de alte puteri, rămâne de văzut. Rămâne de văzut, da. Ce impact va avea pentru Europa și implicit pentru România faptul că talibanii au preluat puterea în Afganistan?
Și americanii s-au retras de acolo. Nu mai da. Păi, în primul rând, e vorba de problema emigrației. Europa ar trebui să adopte o măsură foarte dură cu privire la stoparea emigrației. Altfel zic eu, mai cu voce joasă, să nu se supere adepții colectitudinii politice, am putea deveni un fel de califat în vreo 50 de ani, dacă fenomenul continuă pe aceste coordonate de astăzi. Deci trebuie să ia măsuri destul de tare. Vor fi probleme legate de imigrație. Uitați-vă la Siria în 2015. Ne așteptăm la ceva similar. Gândiți-vă că e o țară cel puțin la fel, mult mai populată decât Siria, dacă mi-aduc aminte bine. Va fi cert un val de emigranți, însă unde curba se vor îndrepta? Pe Europa Occidentală. Fără doar și poate. Acolo vrea toată lumea să fie, pentru că sunt salarii mari, sunt joburi. Ar fi bine totuși să se integreze, chiar dacă emigrează, să-și ia joburi, să muncească. Numai că foarte mulți dintre, adică experiența din ultimii ani demonstrează că nu prea muncesc, trăiesc din ajutoare și fac o grămadă de probleme. E vorba de criminalitate. Ei știți foarte bine că sunt mari producători de opiu, au cele mai mari plantații de maci și de aici o grămadă de probleme. Și cu criminalitatea organizată, dar și cu terorismul. Deci pot fi un inepuizabil resort de terorism. De resurse umane pentru terorism. Se vorbește și despre faptul că Albania va fi un punct de tranzit pentru imigranții ce vor pleca din Afganistan către America. Da, e posibil și acest lucru, mai ales că albanezii, ca să zic așa, au o experiență negativă în ceea ce privește criminalitatea organizată, trafic de persoane, trafic de droguri, trafic de arme, deci mafia albaneză e foarte cunoscută ca fiind una din mari. Deci asta este, ca să zic așa, o mană cerească pentru ei, pentru mafia albaneză. Suntem pe final și aș vrea să schimbăm puțin subiectul. Da. Știu că ați organizat o conferință, conferința științifică internațională la Derwent. Care sunt principalele concluzii pe care ni le puteți spune de acolo? Da, deci din cele discutate la conferință au fost 4 secțiuni. A fost o secțiune de geopolitică, a fost o secțiune de destine frânte în care s-au prezentat destinele unor oameni care au fost distruse de regimurile totalitare și în sfârșit a fost au fost 2 secțiuni, una de istorie modernă și una de istorie contemporană, care au cuprins subiecte de istorie socială, istoria relațiilor internaționale, istoria serviciilor de informații, toate centrate pe spațiul românesc. Deci concluzia a fost că trebuie continuate astfel. Vreau să amintesc câteva dintre personalitățile care ne-au onorat. Exact. Eu vă adun profesor universitar, doctor Anatol Petrencu, șeful Institutului Promemoria de la Universitatea de Stat a Moldovei. E vorba de domnul fost prim-ministru al guvernului în perioada Ghimpu, domnul Ioan Negrei. Este vorba de cercetătorii științifici Vlad Mischievca, Valentin Constantinov, Diana Esco, și au mai fost și alții. Nume de rezonanță de altfel. Da, da, nume de rezonanță. Din Ucraina, adică de la Cernăuți, a fost domnul Marin German. Domnul Igor Chios, uitați să-l pomenesc. Marin German, care este președintele Media Book Press. Și domnul Sergei Hachman, care este în continuare, director adjunct al Centrului de Resurse Umane, de pregătire a resurselor umane de la Cernăuți. Au fost de asemenea din țară personal profesorul universitar dr. Radu Car, profesorul universitar dr. Lascu Stoica de la Constanța, cercetător științific doamna Lavinia Dumitrașcu și nu last but not least consilierul domnului primar și președintele nostru al Asociației Geopolitice Marea Neagră,
domnul Dorin Popescu. Au fost prezentate subiecte foarte interesante, de la geopolitica Mării Negre și amenințările hibride, și acum spuneam, destine ale unor oameni care au avut de suferit, dar și subiecte ținând de ultimele cercetări în domeniul istoriei relațiilor internaționale, a istoriei serviciilor secrete și a istoriei sociale. Concluzia a fost că acest gen de activități trebuie continuate și trebuie diversificate, trebuie invitați mai mulți cercetători atrași la colaborare cu organizația noastră, Asociația Geopolitică Casa Mării Negre. Am beneficiat și avem promisiuni că vom beneficia în continuare de sprijinul arhimanditului Andrei Tudor, starețul mănăstirii de la Derwent, și trebuie să scoatem cât mai multe lucrări. Poate chiar să înființăm un centru de cercetări, istoria, geopolitica și spiritualitatea românească la Marea Neagră. Asta ne propunem să facem. Să înțeleg că veți mai organiza și o altă ocazie. Da, așa, așa le dorim. Da, vom fi sănătoși, cu ajutorul lui Dumnezeu, că tot am fost într-o mănăstire de prestigiu. Așa. Sper că vom organiza și vom reuși să scoatem cât mai multe lucrări. Tipărite vreau să fie. Înțeles. Mult succes atunci. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o plăcere ca de fiecare dată. Doamnelor, domnilor, alături de noi în această seară a fost Marian Zidaru, analist de politică externă. Vă aștept și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, o seară frumoasă să aveți. La revedere!